Bună, dragii mei! Pentru astăzi am pregătit cărticica eu și mămica mea. Ea e mămica mea. E foarte amuzantă. Cântă și dansează cu mine. Țopăim, alergăm, râdem. Facem foarte mult zgomot. Mâinile mamei sunt cu adevărat plăcute și calde. Când m-am rănit la braț, ea m-a vindecat și pe mine și pe ursuleț. Are grijă de toată lumea. Mami trebuie să lucreze ca să ne putem cumpăra diverse lucruri. Nu știu cum de n-au scos-o până acum din minți, calculatorul meu, temele mele, telefonul meu, eu. Chiar mă iubește, să știți. Câteodată, mami e năsdrovană. Când mergem la cumpărături, îmi spune, mă dor picioarele îngrozitor. Așa că ne scoatem pantofii și ne băgăm picioarele în fântână. Ha, așa e mai bine, îmi spune. Într-o zi, mama era foarte obosită. Mi-a spus, mi-a ajuns pe ziua de azi, așa că am învelit-o și am fost cu minte și liniștit ca să nu o trezesc. Mama mea mă protejează, mă ajută să nu cad de pe bicicletă sau să nu fac alte lucruri periculoase și prostești. Ar opri pe oricine ar vrea să-mi facă rău. E foarte curajoasă și mă face și pe mine să fiu curajos. Mama e tot timpul ocupată. Are prea multe de făcut. Spălatul, călcatul, gătitul, aranjatul jucăriilor mele. Nu se termină niciodată. Săraca mama. Îi dau mamei lecții și în zadar, pentru că nici nu știe să arunce, nici să prindă mingea. Îi spun, mai încearcă, mami, eu te iubesc oricum. Mami e o sensibilă. Când stăm pe canapea și ne uităm la filmele ei vechi, ea plânge. Plângem împreună. Mama e foarte înțelegătoare lucrăm împreună și la citire și la matematică. Dacă mă străduiesc foarte tare, primesc o steluță chiar și când greșesc. Într-o noapte am visat urât. Crocodil înfricoșător și lei fioroși veneau spre mine. Mami m-a luat în brațe și apoi mi-a citit până când am adormit. Când e lângă mine, mă simt mereu în siguranță. Mami are momente deosebite, doar pentru mine oricât de ocupat ar fi, facem ceva împreună, doar noi doi. Citim, dansăm, râdem, ne plimbăm împreună. Ia i mămica mea dragă. Am terminat. Sper că v-a plăcut. Vă pup!